mare cu peste 3.000 de locuitori. Ceea ce vreau să vă spun și a semnat și noastră foarte bine, că marea majoritate al locuitorilor al ciziunilor comunei sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în comună. Proiectele pe care le avem pentru Comuna Bioană, eu împreună cu echipa de consilier, sunt următoarele. Vrem să extindem rețeaua de canalizare și de apă. Sunt cetățeni în comun care unii au apă, unii au doar, pardon, unii au doar apă, unii au doar canalizare, iar alții au și canalizare și apă. Și unii nu au nimic. Deci tot timpul s-au făcut lucrări pe poziuni și tot timpul în comun este un șantier, nu? Că dacă face un kilometru de apă sau de canalizare, măcar pune tot acolo ce trebuie pusul. Dacă tot scrie lucru. Dacă tot scrie lucru. Un alt proiect pe care îl avem este înființarea în cadrul primăriei a unui birou de informare a fondurilor locale. Asta pentru cetățenii comuni. Pentru că ca tot timpul cetățeanul să fie informat ce proiecte sunt, ce poate să facă în primărie, sunt la legislatorii cu suprafețele de pământ, de a merge cu eternă cu tema o adevărință cu urmările care are, tot timpul cetățeanul să fie informat asupra ceea ce se întâmplă cu fondurile europene. Sunt foarte puține fonduri europene pe care le iau cetățenii. Nu comună, nu vorbesc de comună, ci cetățean în comun. Trebuie o informare asupra acestui fapt. O altă chestiune care trebuie făcută în pianul de sus. Vorbea și colegul mai devreme de tineret. Pianul de sus nu avem un teren de fotbal. Trebuie făcut un teren de fotbal pentru a atrage tineretul să aibă un semn de desfășoare activitate. Plus de asta, mai avem tot un pian de sus, într-o zonă, îi spunem, grețe, unde crede că ar fi foarte frumos un mic patruleț. Acolo nu-i decât noroi și cam atât. În ceea ce privește pianul de jos, pianul de jos e nevoie de niște drumuri pietruite, care sunt ieșite din comune și de care cetățenii ar avea nevoie. Avem la primărie un de excavator, avem la o porție de o vasculă, se poate face chestii foarte simple. Doar că până acum s-a făcut. În localitatea Strungar avem un dispensar care este împărțit între șoferii de la Piviniș și medicul care vine acolo o dată sau de două ori pe săptămână. Dispensarul respectiv trebuie reabilitat și folosit doar în scop umanitar, pentru că oamenii se poate să meargă la dispensar. O problemă care mai avem în satul Curcăreț sunt drumuri. Oamenii sunt în zona de munte și trebuie ajutați să se facă drumuri. Sunt izolați, iasă cu mașinile greu, e foarte greu acolo. Trebuie corect și acolo să facem ceva să ajutăm oamenii respectivi. Ce vă pot spune despre mine și despre echipa mea, că față de cetățenii din Comuna Bioană, nu o să promitem minuni în campania electorală, dar ceea ce promitem vom și face și vom face, zic eu, folosul și cu aportul cetățean.